Bună ziua, începe Jurnalul Economic, sunt Ligia Munteanu. Finanțele țării sunt la pământ și recent ne-a trecut pe la ureche glonțul retrogradării ratingului de țară, iar unul dintre punctele vulnerabile era majorarea pensiilor prevăzută pentru luna decembrie, care ar fi pus și mai multă presiune pe buget. Declarațiile de până acum ale guvernanților pe această temă au fost destul de ambigue. Acum premierul spune pentru prima dată răspicat că bugetul nu permite creșterea pensiilor cu 40%. V-am spus-o și noi. Va fi o majorare, dar mai mică, probabil undeva la 10%. Nici de majorarea locațiilor nu poate fi vorba în acest an, mai spune Ludovic Orban. El promite însă că acestea vor crește în anii următori. Majorarea cu 40% ar fi fost foarte greu de făcut, chiar în condițiile în care eram într-o situație economică favorabilă, așa cum arătau datele la începutul anului când am adoptat bugetul. Suntem într-o criză economică. Suntem într-o criză care a afectat atât veniturile la bugetul de pensii, cât și veniturile bugetului de stat. Se vede limpede că majorarea cu 40% este o majorare care nu poate fi susținută financiar. Nu ne putem permite dublarea alocațiilor. Va trebui să gândim un timing, să gândim un, cum să spun, un calendar de creștere a alocațiilor. Iar România continuă să cheltuiască mai mult decât încasează, iar în contextul crizei generate de COVID-19, deficitul bugetar poate ajunge anul acesta până la aproape 10%. Este cea mai pesimistă estimare de până acum și vine de la Consiliul Fiscal, iar un deficit mare va afecta până la urmă pe toți românii și s-ar putea ajunge chiar și la creșterea taxelor, avertizează analiștii economici. Economia României va suferi o cădere masivă anul acesta, cu mult mai mare decât cea vehiculată la nivel guvernamental. Într-un scenariu negativ se poate vorbi chiar și de o scădere a PIB de până la 9% și un deficit bugetar record de peste 10%, spune președintele Consiliului Fiscal. Ca să nu ai un declin cu 5-6% al produsului intern brut în acest... Majorarea cu 40% ar fi fost foarte... Economia României va suferi o cădere masivă anul acesta, cu mult mai mare decât cea vehiculată la nivel guvernamental. Într-un scenariu negativ se poate vorbi chiar și de o scădere a PIB de până la 9% și un deficit bugetar record de peste 10%, spune președintele Consiliului Fiscal. Ca să nu ai un declin cu 5-6% al produsului intern brut în acest an, ar însemna ca în trimestrul 3 și trimestrul 4 să recuperăm nu numai ceea ce se pierde în trimestrul 2 printr-un declin impus de efectul de închidere, de procedeul de închidere a economiei pentru a stăpâni pandemia și un asemenea scenariu de recuperare, scenariul 3 și în trimestrul 3 și trimestrul 4 este pe hârtie, nu în realitate, este imposibil de realizat. Un deficit mare înseamnă cheltuieli cu dobânzi mai mari, asta înseamnă mai puține venituri bugetare care se pot redistribui la diverse categorii socioprofesionale. Un deficit mare înseamnă cheltuieli mai multe ale statului și, din păcate, acele cheltuieli ale statului iarăși vor fi redirecționate către zonă de consum. Efectele creșterii deficitului bugetar se vor resimți în toată economia românească, inclusiv în rândul populației. Continuarea deficitelor fiscale sau adâncirea acestora în contextul pandemiei COVID aduce efecte negative pentru afaceri și populație. Din cauza deficitului bugetar crescut, statul va fi nevoit să se împrumute, iar băncile nu vor mai acorda credite la fel de ușor pentru populație. Se iau banii din piață, statul are nevoie de finanțare, cheltuie mai mult decât încasează și atunci trage banii din sectorul bancar, iar băncile finanțează mai mult statul decât companiile și populația. În al doilea rând, avem un risc de creștere al taxelor în viitor. Chiar dacă actualii guvernanți au spus nu ne dorim creșterea taxelor pentru că ar frâna relansarea economiei, s-ar putea să fie constrânși dacă continuă așa, fără o scădere a cheltuielilor sau o îmbunătățire a veniturilor, să crească taxele. Întotdeauna în ultimii 10 ani statul a concurat cetățeanul de rând împrumutându-se mult de pe piața și națională și internațională. Cu siguranță acest lucru va conduce la dobânzi mai mari plătite de persoanele fizice. Economiștii au și câteva sfaturi pentru români.
economisire pe cât posibil, cheltuieli cele necesare, achiziții mari precum imobiliare sau auto, de preferat amânare pentru că sunt costuri cu implicații pe termen lung, 10, chiar mai mulți ani, și atunci avem foarte multă incertitudine. Banca Națională spune că evoluția și șocul adus de COVID-19 sunt atât de puternice, încât nu se poate anticipa ce se va întâmpla cu economia. Creșterea foarte mare a deficitului bugetar reprezintă o problemă pentru stabilitatea financiară a României și de aceea o corecție a cheltuielilor bugetare este absolut necesară. IMM Invest a pornit cu stângul, dar pare că se redresează pe parcurs. 7.000 de companii ar fi beneficiat până acum de program, potrivit premierului. Plafonul atins acum fiind de 6 miliarde de lei. Jumătate din credite sunt pentru finanțarea companiilor și jumătate pentru capital de lucru. De la guvern sunt anunțate și alte măsuri pentru firme. Am atins un plafon de 6 miliarde. Acest plafon va crește, pentru că, hai să fim cinstiți, și noi și băncile ne-am confruntat cu un val de cereri care au trebuit procesate atât la fondul de garantare, cât și în fiecare bancă în parte. Sunt bănci care s-au mișcat foarte bine și e adevărat că sunt bănci care și acum au arătat că de fapt nu vor să se implice în finanțarea companiilor, în finanțarea economiei. Deocamdată au fost injectați până în 6 miliarde, cam jumate credite de investiții, jumate credite pentru capital de lucru. Am crescut nivelul investițiilor. Avem cea mai mare rată a investițiilor publice, mă refer la investiții publice, din ultimii 10 ani. Pregătim acum un program foarte mare de susținere a economiei, pe lângă toate măsurile pe care le-am luat. Deja am și adoptat actul normativ prin care toți cei care au fost în șomaș tehnic, dacă își reiau activitatea, companiile beneficiază de 41,5% din salariul brut al angajatului pe care îl readuc la muncă. Pe scurt, așa, în planul pe care îl pregătim și care îl vom lansa maxim 10 zile, pregătim schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, care nu sunt IMM-uri, care nu se încadrează în categoria de IMM-uri, pentru a injecta resurse financiare în aceste companii, pentru a le susține investițiile și pentru a le susține capitalul de lucru. Regândirea schemei de ajutor de stat pentru investițiile Greenfield, pentru a stimula cât mai mult investițiile făcute de la firul ierbii, fie de companii care vor să vină în România, fie de companii care sunt prezente în România, dar vor să dezvolte capacități noi de producție. Punem la punct un întreg plan de granturi pentru IMM. Deocamdată încă nu avem resurse financiare suplimentare de la nivel european. Ele urmează să vină, prin Recovery Fund, prin programul SURE, prin programul REACT-EU. Pentru fiecare urmărim să vedem exact ce putem finanța, care este sistemul prin care ni se alocă resursele respective, să vedem cum putem direcționa banii spre acele zone care să ne genereze dezvoltare economică. În urma pandemiei, mulți români au apelat la amânarea ratelor. Băncile anunță că au soluționat până acum 90% dintr-un total de 362.000 de solicitări de la persoane fizice și juridice, potrivit unui comunicat al Asociației Române a Băncilor. Clienții persoane fizice au depus un număr de peste 334.000 de solicitări de suspendare a obligațiilor de plată lunare, ceea ce reprezintă o pondere de aproximativ 22% din creditele acordate populației. Mult! Firmele au depus un număr de aproape 28.000 de solicitări, adică 28% din portofoliul total de credite acordate companiilor. Atenție, unde vă reparați mașina, inspectorii Autorității pentru Protecția Consumatorilor au descoperit că facturile sunt umflate și cu 500%. De exemplu, o oră de manoperă pentru același autoturism și aceeași operațiune pornește de la 59,9 lei plus TVA și ajunge în unele servisuri la 1000 de lei plus TVA. ANPC susține că a primit sute de sesizări de la consumatori. Aceștia reclamă și piesele de schimb de slabă calitate folosite la reparații. De multe ori sunt utilizate componente produse în China sau Taiwan în locul celor originale. Sunt sute de sesizări doar la Comisariatul Regional București. La nivel de țară, probabil că se strâng mult mai multe. Important este să sfătuim consumatorii să fie foarte atenți în momentul în care
acceptă să repare un autoturism într-un anumit serviciu, să ceară un deviz estimativ și să vadă dacă devizul e în concordanță ulterior cu factura care se emite. Am întâlnit situații cel puțin ciudate din perspectiva noastră. Există servisuri care, deși se declară a fi autorizate de către un asigurator să-și repare mașina, nu aveau niciun fel de contract cu asiguratorul respectiv. Spuneați mai devreme de exemplu pe care l-am dat și eu pentru o mașină națională, o oră de manoperă de la 59,99 plus TVA, și aici o altă discuție, că ar trebui ca prețul să fie final cu toate taxele incluse, n-ar trebui ca un consumator să-și calculeze cât este TVA-ul ca să obțină prețul final. Deci spuneam, de la prețul de 59 de lei plus TVA, se ajunge la câteva sute de lei plus TVA, poate chiar 1000 de lei plus TVA. Din păcate, mecanismul acesta prin care unitățile service stabilesc prețul reparațiilor intră sub incidența legii 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte. Sunt două perspective. Una ar fi incapacitatea consumatorului de a intra în negociere directă cu serviciul și al doilea palier de discuție în situația în care acea reparație plătită de un asigurator, valoarea poliției în anul următor se mărește. Nu mai zic de eventualele dispute dintre asigurator și serviciu, pentru că aceste facturi umflate afectează inclusiv bugetul asiguratorilor și aceștia intră într-un conflict deschis pe tema facturii respective și bineînțeles că este indirect afectat și consumatorul, pentru că pe de-o parte nu își primește mașina sau dacă și-o primește și-o primește cu întârziere, intră în proces ca și parte civilă și așa mai departe. România coboară 7 locuri în clasamentul celor mai bune ecosisteme de startup din lume, ajuns astfel pe poziția 45 potrivit clasamentului realizat de Seedblink și citat de economica.net. Suntem astfel în urma multor state din regiune, precum Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Serbia și Grecia. Potrivit sursei citate, antreprenorii români se bucură deja de infrastructură îmbunătățită, cu conexiuni rapide la internet, dar acest lucru nu va fi suficient pentru a construi un hub regional. Soluția propusă de Seedblink pentru îmbunătățirea mediului pentru companii tinere vizează creșterea numărului de startup-uri care reușesc să se dezvolte. Totodată ar trebui depus mai mult efort pentru promovarea ecosistemului la nivel global. La nivel de orașe, 7 din 8 orașe din țara noastră au coborât în clasament. Bucureștiul rămâne orașul principal pentru ecosistemul de startup-uri din România, chiar dacă a ieșit din top 100 până pe 103. Al doilea cel mai bine clasat oraș este Cluj-Napoca, a urcat cu 31 de poziții până pe 214. Autorii studiului arată că dezvoltatorii din Cluj-Napoca și-au dat seama că au nevoie să atragă investitori străini pentru a crește. În clasamentul global, Statele Unite ocupă prima poziție, urmate de Marea Britanie și Israel. Turismul românesc ar putea primi o gură de oxigen în urma crizei dacă atât angajații de la stat cât și cei din mediul privat ar primi și ar folosi voucherele de vacanță pentru concediu din acest an. De câștigat ar avea și bugetul de stat. Cu detalii, Sergiu Voicu. Bine v-am găsit! Dacă ar fi cerere mai mare de vacanțe în România, și turismul se va transforma în bine. Ar fi mai mulți angajați în turism, mai multe locuri de muncă așadar, investiții mai mari în infrastructură de turism, încasări pentru mediul de afaceri, dar desigur și mai mulți bani la bugetul de stat. De exemplu, pentru fiecare leu cheltuit în România prin aceste tichete valorice, aproape jumătate din sumă se întoarce la bugetul de stat prin taxe și impozite. Iar la fiecare 65.000 de lei utilizați cu vouchere de vacanță, ar fi nevoie de un angajat în plus pentru a avea servicii de calitate. Asta înseamnă mai multe locuri de muncă. Anul trecut, peste 1 milion de români au ales să petreacă vacanțele în țară cu ajutorul voucherelor de vacanță, lucru ce a contribuit și la reducerea economiei subterane. Pentru a putea accepta vouchere, mulți hotelieri, dar și proprietari de pensiuni, care lucrau în mare parte fără a da bon fiscal, au fost nevoiți să declare veniturile și astfel să plătească taxe și impozite. Ce vedem? Mai mulți bani înregistrați, mai multe încasări pentru buget. Avantaje sunt și pentru angajați, dar și pentru angajator, nu doar pentru stat. Valoarea maximă pe care un angajat o poate primi este de 13.380 de lei pentru fiecare angajat, echivalentul la 6 salarii minime brute garantate pe țară. Printre avantajele angajatorilor care acordă vouchere este 100% deductibilitate fiscală în
limita a 13.380 de lei pe angajat, dar și scutirea de contribuție asiguratorilor pentru muncă în valoare de 2,25% din salariul brut al angajatului. De asemenea, voucherele de vacanță sunt scutite de la plata contribuțiilor sociale datorate de angajat. De menționat este și faptul că tichetele de vacanță emise până anul trecut în decembrie, adică decembrie 2019, și neutilizate încă, pot fi folosite până anul viitor, pe data de 31 mai 2021. Spania și-a redeschis complet granițele. Guvernul speră să mai salveze ceva din sezonul turistic. 28.000 de oameni au murit în Spania, din cei aproape 300.000 care s-au infectat cu noul coronavirus. Con mucha libertad, que es lo que no hemos tenido en estos meses, que ha sido horrible. La trei luni de la instituirea carantinei, spaniolii se pot mișca liber pe teritoriul țării. Oamenii au ieșit din case să respire aer curat și să se plimbe, dar nu au uitat de măsurile de siguranță. Toată lumea trebuie să poarte mască de protecție în spațiile închise, precum și în aer liber, atunci când nu este posibilă menținerea unei distanțe de 1,5 metri. Pues realmente es la primera vez que salimos por el centro, o sea, que principal es la salud, sin salud no hay nada más. De acum înainte, cetățenii din Uniunea Europeană și din zona Schengen nu vor mai fi nevoiți să stea 2 săptămâni în carantină la sosirea în porturile și aeroporturile Spaniei. Turiștii vor fi supuși însă unor controle. Hay 3 controles primarios, un control de documentación, en segundo lugar un control de temperatura y en tercer lugar un control visual. Spania și-a redeschis și granița terestră cu Franța, însă deocamdată nu și pe cea cu Portugalia. Acum autoritățile de la Madrid speră ca turismul să-și revină cât de cât, mai ales că vorbim de a doua cea mai vizitată țară din lume și tot a doua după sumele cheltuite de turiști. Espere que no siga pues totalmente como abans, que respetem les normes per a no tornar al confinament. Avui és el primer dia que veig tanta gent i menos mal, que m'ho fa falta el turisme, si no, no tenem molt clar. Înainte de a da drumul turismului în masă, Spania a făcut probe pentru a vedea cum poate funcționa în contextul pandemiei. Primii turiști au fost primiți săptămâna trecută în cadrul unui proiect pilot. Norocoșii oaspeți pe care spaniolii și-au făcut practica sunt 11.000 de germani, care au fost duși în insulele Baleare. Dubai a anunțat că va permite intrarea turiștilor străini pe teritoriul său începând cu 7 iulie, după aproape 3 luni în care Emiratul a fost în izolare. Călătorii vor trebui să prezinte la frontieră un certificat care să arate că au făcut recent testul pentru COVID-19 și că acesta a fost negativ. Altfel, vor fi testați chiar acolo. Cei care au viză de reședință vor putea intra în metropolă chiar de astăzi, iar cetățenii și rezidenții vor avea voie să călătorească peste graniță începând de mâine. În martie, Emiratele Arabe Unite au oprit toate zborurile de pasageri și au interzis intrarea cetățenilor străini. Economia Dubaiului, cel mai mare oraș din țară, depinde foarte mult de turism. China a făcut primele teste cu un tren care poate merge cu 600 de kilometri pe oră. Este vorba de o garnitură cu levitație magnetică, țara asiatică fiind lider global în această tehnologie. Încercările au avut loc la Shanghai, unde există cel mai rapid tren cu levitație magnetică în serviciu activ. Nu a fost testată întreaga garnitură, doar un vagon și la viteză mică, deoarece a fost prima oară când prototipul trenului care va merge cu 600 de kilometri pe oră s-a mișcat. Dar oficialii chinezi vor ca toată garnitura să fie gata până la sfârșitul anului. În prezent, cel mai rapid tren cu levitație magnetică merge cu 431 de km pe oră și face legătura între Shanghai și aeroport. După războiul comercial dintre Statele Unite și China, continuă tensiunile în planul noilor tehnologii, iar rețeaua 5G este în vizorul tuturor. Londra recomandă operatorilor britanici de telecomunicații să facă stocuri de echipamente produse de Huawei, de teama unor noi sancțiuni americane împotriva companiei chineze, arată o scrisoare obținută de Reuters. Marea Britanie a anunțat în ianuarie că va permite Huawei o implicare limitată în construcția rețelelor 5G, dar premierul Boris Johnson a fost supus între timp unor noi presiuni din partea Washington și a unor parlamentari din propriul său partid, care afirmă că echipamentele companiei chineze reprezintă un risc de securitate, potrivit news.ro. Huawei a negat în repetate rânduri acuzațiile. În luna mai, Statele Unite au impus noi restricții împotriva companiei chineze în privința aprovizionării cu microchipurile necesare pentru producerea echipamentelor 5G. Astfel, oficialii britanici au transmis scrisori către operatori de telecomunicații cu recomandarea să mențină un nivel adecvat stocurilor de piese de schimb de la toți producătorii, scrie Reuters. Aceștia au refuzat să comenteze informațiile apărute în presă. În luna ianuarie, Marea Britanie a deschis Huawei drept, citez, furnizor de mare risc,
limitând implicarea acestei companii în construcția rețelelor 5G la 35% din cota de piață și excluzând-o de la accesul la datele rețelei. Jurnalul economic ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu și vă mulțumesc pentru atenție. În continuare vă așteaptă la știri Mihaela Brazdeș. O zi frumoasă!